E timpul faptelor. Am promis, am realizat. Obiective finalizate. Alimentarea cu apă în satul Iacobeni, peste 2 milioane de lei. Alimentare cu apă în satul Boian, peste 1.250.000 de lei. Alimentare cu apă în satul Valea lui Cati, peste 430.000 de lei. Refacerea podului peste Valea Largă, afectat de fenomene hidrometeorologice în satul Bolduț, peste 400.000 de lei. Reabilitarea drumurilor comunale și străzilor, peste 870.000 de lei. Lucrări de refacere a infrastructurii rutiere DC66 în satul Fânațe, peste 850.000 de lei. Extinderea iluminatului public în satele Fânațe, Ciurgău, Iacobeni, Stârcu, peste 140.000 de lei. Crearea unui teren de sport sintetic, dar și reabilitarea tuturor căminelor culturale. Împrejmuire la școala Ceanu Mare, renovare interioară în școala Iacobeni, reparații la acoperiș la școlile Boian și Bolduț, reabilitarea sălii de sport din Boian, reparații la grădinița din Boian. S-au reabilitat clădirile școlilor Dosunapului și școala Moară. Extinderea rețelei de gaz în zona Morii. Votați Liliana Moldovan, primar pentru comuna Ceanu Mare.